Eu cred că până la urmă, dacă găsești cineva care poate să sudeze acolo, o să pui un dop. Să sudeze o pridă peste spărtură. N-ai încercat să vorbești cu ăsta de la Bocchitor sau cu picul ăla de la poartă? Cu Manu nu, n-am vorbit cu Manu, că n-are cu ce să mă ajute el. El, Manu, nu are cum. El are sudor acolo, are și sudor autogen, are și sudor electric. Adică să te ajute așa ca partener, ca vecin, că și el când mi-a cerut, de exemplu, rafturile alea care erau în magazie, nu i-am cerut bani pentru ele sau mai știu eu ce. Am zis să le folosească. Dacă noi nu le foloseam, l-am lăsat să le folosească. Da. Să vorbesc eu cu el? O să trec eu pe acolo să vorbesc, să văd dacă reușesc să... Adică nu trebuie să o lăsăm așa. Da, nu las. Trebuie să caut ceva care să potrivească acolo. Bine, returul. Au venit la Returul trebuie luat tot la mână. Păi da, atunci trebuie să le facem o scrisoare, că ei mă trimis facturile alea. Păi nu, mai... Deci ne-au dat un camion de 33 și cred că mai rămâne restul de adus, adică până la 41. Nu, dar trebuie să avem, cum să spun eu, o informație, că vreau să-l pun pe Valentin, să le facă o... Trebuie să le spună că returile care s-au întors sunt necorespunzătoare și că nu suntem de acord cu facturile alea care ni le-au trimis. Am înțeles. Dar trebuie scurt, că dacă le lăsăm să treacă așa, până la urmă rămânem cu ele, frate. Și alea care sunt, mai bine nu mai faci conducție 2 zile, de păi da, dar avem o problemă mai mare, avem 5 paleți de apă, mai puțin, adică 5 paleți de apă și vreo 12 paleți de lichid de parbriz. Așa. Ce problemă e? Ai zis o problemă mai mare. Păi problema e cu apa, că apă la 5 trebuie și este... Și ne trebuie apă la 5 litri. Păi o trebuiască, dar până la urmă, dacă facem alegere între apă și lichidul ăsta de parbriz, care iar nu putem să-l recuperăm pentru că sunt alea scufunțite sau sunt necorespunzătoare, rămânem cu pierderi mari. Păi nu sunt scofurcite, trebuie luate la mână și trebuie reîmpaletate, pentru că sunt puse cu folie de la ei. Tu știi mai bine ce trebuie făcut, eu nu știu că nu le-am văzut, dar haide să lămurim problema asta, pentru că totuși am făcut factori de 153.000 de lei, de unde trebuie bani? Păi și atunci opresc turnul și ne apucăm de retur. Oprește două zile fabricația și ocupă-te cu tine oameni care îi ai ca să te lăbești care este situația cu returile. Trebuie da. Să dăm înapoi niște cantități care sunt necorespunzătoare sau până rămâne așa și dacă suntem pentru staturi izolate le preluăm așa. Am înțeles. Ok. Da, trebuie scurt timp.